Muzică, aer curat, distracție și voie bună. Asta pregătesc organizatorii primul festival cu obiectiv turistic din România. Evenimentul va fi organizat anul acesta în Valea Drăganului din județul Cluj. Ideea festivalului a pornit de la o simplă zi de naștere sărbătorită la munte și a crescut în popularitate de la an la an, astfel încât festivalul atrage în fiecare an câteva mii de iubitori de muzică electronică. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio, it's Rio, love that I feel, oh nothing lasts forever but... Participanții vor dormi în corturi în mijlocul munților, campingul fiind gratuit. Pe timp de zi, festivalierii se pot plimba în natură, pot participa la ateliere de creație, au la dispoziție un tobogan de apă și petrecere non-stop. Peste 40 de artiști vor urca pe cele două scene ale evenimentului ce va avea loc în perioada 28-31 iulie în Valea Drăganului. Biletele au fost deja puse în vânzare la prețul de 60 de lei, însă doritorii trebuie să se grăbească deoarece numărul lor este limitat. Doar 1000 de bilete mai sunt disponibile.